face un exercițiu de imaginație. Mă voi pune în pielea unui suporter abia ajuns în aeroport, care dorește desigur să ajungă pe Arena Națională. Haideți să vedem totuși care sunt variantele de transport. Ieftin, rapid și în siguranță. Suntem pregătiți, avem signalistica pregătită, care va dirija suporterii de când intră în terminal și până când iau un mijloc de transport către stadion sau către oraș. O altă variantă de transport este cea a autobuzului. Am cumpărat deja cartela și acum urmează să mă bucur de călătorie, care va fi una destul de lungă. Pe perioada campionatului european de fotbal, Primăria Capitalei va asigura gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru toți deținătorii de bilete la cele 4 meciuri. În ziua meciului, dar și în ziua următoare, aceștia vor putea folosi transportul public în baza unui card de transport digital disponibil în aplicația UEFA Euro 2020. În plus, pentru suporterii care vor veni la București, va fi înființată linia Express 700 de la aeroport până în apropierea Arenei Naționale și vor fi suplimentate alte 6 linii ale STB care pleacă de la aeroport și Gara de Nord spre centrul capitalei și stadion. Principalul nostru mijloc de transport între aeroport și oraș rămâne cel rutier, adică autobuzele care vor transporta fanii către stadion și către alte puncte de interes din oraș. Taxiurile clasice sau serviciile de ride-sharing, fie că sunt accesate prin aplicații de telefon, fie că sunt comandate de la automatele din aeroport, sunt opțiunea cea mai comodă. Dar se va dovedi că sunt și varianta cea mai scumpă. Pentru o cursă de la aeroport până la stadion, care poate dura 40 de minute, se poate plăti între 70 și 150 de lei în funcție de trafic. Ne-am pregătit oricum. Mașini curate, șoferi cum trebuie, așteptăm ca să vină. Și mai avem varianta trenului, care este cea mai sigură metodă de transport către Gara de Nord. Acum rămâne doar să ne bucurăm de priveliște. Călătoria cu trenul de la aeroportul Otopeni la Gara de Nord durează aproximativ 20 de minute și costă 4 lei. Biletul poate fi achiziționat direct din tren. Nu sunt convins că toți suporterii vor veni cu avionul, pentru că există posibilitatea ca majoritatea dintre ei, fiind foarte aproape, să vină cu mașinile, cu autocarele, atât ucrainienii cât și macedonienii. Așadar, orice variantă de transport ați alege, într-un final veți ajunge cu bine la Arena Națională, dar ce vreau să adaug în schimb este faptul că toți cei care prezintă un bilet valabil în ziua meciului pot beneficia de transport gratuit din partea organizatorilor. Din păcate, echipa de fotbal a României nu s-a calificat la acest campionat european și a ratat astfel șansa să joace în fața suporterilor. La București vor avea loc 4 meciuri din grupa C. Pe 13 iunie, Austria-Macedonia de Nord, pe 17 iunie, Ucraina-Macedonia de Nord, pe 21 iunie, Ucraina-Austria, iar pe 28 iunie, un meci din optimi.